Nu uita să intri și pe linkul din descriere pentru cele mai frumoase și ieftine huse pentru iPhone. Ce declarație de dragoste i-a făcut Leonard Doroftei soției sale? Cei doi se cunosc de 30 de ani. Leonard Doroftei a luat decizia de a pleca din România în urmă cu mai bine de 3 ani. Fostul pugilist este cunoscut de întreaga țară, însă puțini sunt cei care știu cum arată soția sa, Monica Doroftei. Acesta a făcut publică o fotografie cu aceasta, dar și un mesaj emoționant. Leonard Doroftei, declarație de dragoste pentru soția lui. Leonard Doroftei și soția sa s-au cunoscut în 1992, când el avea 20 de ani, iar ea numai 16 ani. Între cei doi a fost dragoste la prima vedere, iar atunci, Monica s-a declarat cucerită din prima clipă de veselia celebrului sportiv, dar și de calitățile pe care le-a descoperit la acesta s-au împlinit 30 de ani de când cei doi se cunosc, iar cu această ocazie, fostul pugilist i-a făcut mamei copiilor lui o declarație de dragoste pe rețelele de socializare. Eu nu cred că au trecut 30 de ani, parcă ieri te-am întâlnit inimă roșie, a scris Leonard Doroftei pe Facebook. În urmă cu ceva timă, Monica Doroftei a povestit cum a început povestea de dragoste dintre ea și fostul pugilist. Ne-am cunoscut în primăvara anului 1992, la mătușa lui, respectiv nașa părinților mei. Cred că a fost destinul, pentru că inițial nu am vrut să însoțesc pe ai mei în acea vizită. Aveam 16 ani și nu exagerez când spun că a fost dragoste la prima vedere. Pur și simplu am rezonat. Era un tip vesel, interesant și mai ales curios. În timp am descoperit la el o grămadă de calități, inteligență, inventivitate, bălândețe, curaj, iubire necondiționată și lista poate să continue, a spus Monica Doroftei în urmă cu ceva timp. Leonard Doroftei, despre ce face întreaga familie în Canada. În urmă cu ceva timp, Leonard Doroftei a vorbit, în cadrul unui interviu, despre viața în Canada, și a spus cu ce se ocupă fiecare membru al familiei de când a plecat din România. Adrian, băiatul cel mare, lucrează în domeniul imobiliar, îi merge foarte bine. Alexa abia a terminat și el facultatea de fizică, în țară, la Măgurele, și a venit aici, alături de noi. Are și el un job foarte bun iar Vanessa e la colegiu și, din discuțiile pe care le mai avem așa, la o masă, sperăm că vom avea și un doctor în familie. Monica lucrează și ea la aeroport, dar mai mult așa, ca să aibă activitate. Ea e șefa, ea ține familia unită, a declarat Leonard Doroftei în cadrul unui interviu.